Aparegiu trebuie să dea în funcțiune stația de epurare a apei, altfel riscă să piardă finanțarea europeană. Valoarea investiției se ridică la 83 de milioane de euro. Stația e realizată în proporție de 97% și mai trebuie să aduse echipamentele în vederea funcționării la capacitate și sperăm că până la sfârșitul acestui an, termenii sunt mai aspri un pic, adică ar trebui să funcționeze în semestru 2, dar eu sper că până la sfârșitul anului toate echipamentele care trebuie să aduse din import să fie aduse și să reușim să o punem în funcțiune. Investiția se afla în același stadiu și anul trecut. Reprezentanții Aparegio susțin că lucrările au fost amânate. Reprezentanții Aparegio spun că lucrările au fost amânate din cauza constructorului care a intrat în faliment. S-a ajuns la 97% cu stația de epurare. Lucrările care mai sunt de executat în momentul de față sunt lucrări de remediere, pe de o parte, pentru că fostul antreprenor are ceva probleme din astea financiare și asociatul lui Danex Construct i-a preluat sarcinile de lider de echipă. Noua stație de epurare trebuie să fie pusă în funcțiune pe etape în cel de-al doilea semestru al anului în curs, pentru ca, începând cu 2016, să poată fi rezolvate eventualele defecte constatate în timpul punerii în funcțiune.